Poli Timișoara a obținut o victorie chinuită, scor 1-0 contra celor de la Progresul Pecica, în deplasare. Un meci cu emoții care a ținut pe timișoreni în priză până la capătul celor 90 de minute. Diferența a făcut-o David Popa în minutul 22 al primei reprize. Însă în partea a doua a jocului, jucătorii de la Poli nu au avut viață ușoară. Dan Stupar, antrenorul formației Progresul Pecica, a declarat că Poli a știut să gestioneze avantajul obținut. Am avut un început de meci mai ezitant. Am primit acel gol, după care sigur că adversarii au știut să gestioneze acel minim avantaj și chiar dacă zic eu că a doua repriză am dominat într-o oarecare măsură, nu am reușit să ne creăm ocazii mari de a înscrie și din păcate deznodământul este în dezavantajul nostru. Paul Codrea consideră că echipa sa a jucat pragmatic, a deschis scorul și apoi s-a concentrat să păstreze avantajul. Noi am reușit să înscriem și după aia ne-am apărat, zic eu, compact, destul de bine, n-am avut multe ocazii, doar din faze fixe și pe final un pic au pus presiune. Chiar dacă au dominat teritorial, nu pot zic că au dominat... Mai ales în repriza a doua. Repriza a doua, dar era și făcea parte și din planul nostru tactic, pentru că dădusem gol și atunci era clar că încercam să-i prindă pe contraatac. După acest succes, echipa timișoreană urcă pe poziția a doua a clasamentului, unde o înlocuiește pe formația din Peciu Nou. Cele două echipe se vor întâlni în meci direct sâmbăta viitoare de la ora 15.